Fără spații suficiente pentru amenajarea de noi parcări la sol, primăria municipiului Slatina a găsit o soluție inovativă. Parcările de tip puzzle. Prezent în emisiunea Reporter 24 de la Olt TV, noul viceprimar Alexandru Berechet a vorbit despre noul sistem occidental de creare a locurilor de parcare. Conceptul este unul modern, este un concept ce se folosește destul de des în vest. Pe lângă spațiul câștigat, câștigi și mai multe locuri de parcare. Încercăm să mai rezolvăm din problema asta a parcărilor. Prima parcare smart, cea ridicată pe strada Teiului, în apropierea școlii de poliție, va fi dată în folosință la începutul lunii aprilie. Cea de-a doua, de pe strada Păcii, mai are nevoie de timp pentru a fi pusă în funcțiune. Prima va fi, începând cu luna aprilie, va fi implementată. Următoarea, pe strada Teiului. Da. Următoarea, încă nu sunt gata toate sistemele, nu sunt puse la punct și mai durează. Aceea de pe Păcii, ziceți? Aceea de pe Păcii, da. Până la sfârșitul anului și acestea vor fi funcționale. 500 de locuri noi de parcare în construcții modulare de tip puzzle vor apărea în curând în 10 puncte cheie ale orașului, acoperind aproape toate cartierele Slatinei.